asociația noastră, așa cum a spus încă de anul trecut, a arătat că dosarul mineriadei iunie 90 nu a fost deschis în întregime. Așa cum a arătat tot timpul, așa cum am pus și documente. Deci în nenumăratele plângeri penale colective pe care le-a făcut asociația noastră, sunt și cuprinși lista cu procurorii care au emis mandate de arestare ilegale și zeci și sute de oameni au fost reținuți și arestați ilegal de către acești procurori.